spațiul devenea o nucă. Nuca devenea la rândul ei o ceapă, pentru că toate aceste legume au utilizări nebunuite, cum ar fi aceea de a pune o ceapă pe acel lucru care ne dă nouă căldură. Ea va absorbi toți microbii pe care i-ai văzut sau pe care nu i-ai văzut, pe care îi storceai de pereții camerei tale. Nucile însă avea un alt efect. Nucile aveau o savoare maronie și știam că sunt bune doar atunci când cad din copaci. Încercam să mă văd pe mine căzând dintr-un copac și îmi dădeam seama că nu mai sunt bună de nimic. Dar nucile. Nucile, ceapa și usturoiul. Merg direct din gură și până la creier. Făcând exact drumul invers al cuvântului. Și abia după aceea ajunge sau nu în gură.
Thank you.